Peste 250 de salvatori și pompieri din municipiile Bălți și Chișinău cu 70 de autospeciale au fost mobilizați de urgență vineri dimineață. Din fericire, nu s-a produs nicio situație excepțională. Scopul exercițiului a fost verificarea gradului de pregătire al angajaților Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru a interveni în cazul unor accidente, inundații sau incendii. Au fost mobilizați salvatori, scafandrii, pompieri, chinologi, precum și alți specialiști ai IGSU. Serviciul scafandrie. De pregătire. Serviciu medical. Pregătire. Serviciu chimic. După ce au demonstrat că sunt echipați corespunzător, salvatorii s-au deplasat în coloane spre comuna Zagara, în cea raionul Ungheni, unde vor participa la mai multe aplicații de teren și le vor fi testate capacitățile de intervenție în cele mai dificile situații de risc, inclusiv pe timp de noapte. Asemenea, exerciții au loc de două ori pe an, primăvara și toamna.